Ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Sistemul medical din România este la un pas de colaps, însă populației pare că nu îi pasă de acest lucru. A fost din nou un weekend de foc pe litoralul Mării Negre, iar turiștii pare că au uitat sau că nu au știut niciodată de existența virusului SARS-CoV-2. Au fost aplicate sute de amenzi în localuri, autoritățile au intervenit la numeroase petreceri și au aplicat și acolo amenzi. Însă observăm că această măsură nu este suficientă pentru stoparea fenomenului de răspândire a noului coronavirus. Premierul României a vorbit în urmă cu puțin timp despre obligativitatea purtării măștii și în spațiile deschise. Măsura ar urma să fie impusă în spațiile aglomerate, cum ar fi piețele sau plajele. Potrivit premierului, riscul în astfel de locuri este la fel de mare ca în spațiile închise. O să comentăm subiectul în emisiunea de astăzi, când vom vedea și detalii despre reintroducerea restricțiilor similare celor din starea de urgență în Galați. Începând de astăzi, s-a restricționat accesul în piețe, astfel încât să nu se mai formeze aglomerație. Se închid toate locurile de joacă, inclusiv cele private. Un alt județ după Galați ia în calcul măsuri similare. Vedem despre ce județ este vorba mai târziu. Deocamdată, permiteți-mi să vă prezint invitatul meu de astăzi. Este vorba despre Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Top B1. Suntem și în așteptarea ultimelor cifre de la grupul de comunicare strategică. Vom afla numărul de noi cazuri de COVID-19 raportat pentru ultimele 24 de ore de pe teritoriul României. Așteptăm să vedem care este situația. De regulă, la această oră aveam deja datele, dar au mai fost zile în care s-a întârziat această raportare. Liliana Năstase, în așteptarea acestor cifre, aș vrea să discutăm puțin despre situația per ansamblu, deloc îmbucurătoare. Comunică colegii din redacție 1104 noi cazuri în ultimele 24 de ore, tocmai ce am primit aceste cifre de la grupul de comunicare strategică. Cel mai probabil și numărul de teste este ceva mai mic, de aceea avem doar 1000, dacă pot să spun doar. Comparativ cu zilele trecute, sunt mai puține, da. Lili, asistăm la un haos general, atât în ceea ce privește gestionarea situației, atât în ceea ce privește comportamentul cetățenilor. Cum s-a ajuns aici? Din păcate, răspunsul este foarte greu de dat la această întrebare. Nu aș fi prevăzut niciodată, nici în cele mai negre scenarii, că în jurul datei de 1 august noi vom fi într-o situație de acest gen, după începutul bun în care s-a aflat România, fiind țara care a gestionat cam cel mai bine, cel puțin pe perioada stării de urgență. Ulterior, încurajările venite prin deciziile Curții Constituționale care au stabilit că anumite măsuri au fost ilegale. Încurajarea venită dinspre cei care spun că nu există virusul și acest lucru a prins la un procent foarte mare din populație. Și întârzierea lor e unor măsuri concrete, pentru că tot discutam despre faptul că analizăm purtarea măștilor în spațiu deschis. Până să analizăm purtarea măștilor în spațiu deschis pe faleză, că e aproape 1 august, dacă ne mai gândim mult, se face 1 octombrie și nu mai e nevoie de această măsură, trebuie să vedem de ce lumea nu le poartă în spațiile închise. Cum poți să faci să obligi oamenii respectiv să le poarte toți în mijloacele de transport, în magazine, în farmacii, se mai respectă. Dar e foarte... probabil că lumea a avut așteptări mult mai mari de la cei în măsură să gestioneze această criză și această situație. Și-au avut încrederea că în cele 2-3 luni cât au existat niște restricții, bineînțeles dublate de amenzi destul de mari și, nu știu, de frica amenzilor, de frica virusului, sau nu știu, pentru ce oamenii totuși au respectat într-o proporție covârșitoare măsurile. Și probabil că
oamenii se așteptau ca în cele 2-3 luni în care au stat practic restricționați să se găsească cele mai bune decizii în gestionarea acestei situații, mai ales că vedeam pe plan european și vedem în continuare că toate țările, cu excepția Cataluniei din Spania, toate țările au ajuns la un procent destul de scăzut. Sigur, se creează focare în Germania, dar să păstrăm și proporția populației. În Germania sunt aproape 70 de milioane de locuitori, noi nu suntem nici 20 de milioane. O secundă, Lili, te întrerup, sunt doar 7633 de teste infectate, aproape un test din 7 a ieșit pozitiv, cum transmit colegii din redacție. Și cu cele la cerere, că în general se dau separat. Dacă sunt doar 7633 de teste, fără cele la cerere, ne aflăm în situația de aproape 15%, da? Cam așa din testări, 15% sunt pozitivi, ceea ce este absolut fricoșător, pentru că la un procent de 20.000, cam câte se fac, s-au făcut și 34.000 cu cele la cerere și cele anterioare, unde au venit răspunsul mult mai târziu. Fiind, din păcate, și această aglomerare de prelucrări, răspunsurile vin unele și în 5 zile, timp în care persoanele respective nu știu că au... bine, s-au testat fiind contact sau având anumite simptome și cele 5 zile umblă. O declarație a premierului făcută în urmă cu foarte puțin timp. 353 de pacienți la secțiile de terapie intensivă din spitalele COVID din țară. Vă spuneam și în debutul acestei emisiuni că masca ar putea deveni obligatorie și în spațiile deschise. Anunțul a fost făcut de premierul Ludovic Orban. Măsura ar urma să fie impusă în spațiile aglomerate, precum plajele sau piețele. Potrivit premierului, riscul în astfel de locuri este la fel de mare ca în spațiile închise. Urmărim declarațiile lui Ludovic Orban și le comentăm. Sunt locuri chiar și în aer liber, de exemplu o piață sau o faleză, sau unde din cauza aglomerației există risc de răspândire și discutăm și posibilitatea de a impune obligativitatea purtării măștii în astfel de spații foarte aglomerate. E în analiză, nu am luat încă nicio decizie, dar încercăm să luăm măsuri punctuale. Există mai multe măsuri în analiză, limitarea programului pentru terase, pentru cluburi, respectarea regulilor de distanțare pe plajă, indiferent. E foarte greu de identificat dacă un grup de persoane reprezintă o familie sau nu. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei la această oră. Florian Bodoc, senator din partea Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Vreau să-l salut și pe Nicolae Giugea, deputat din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua și dumneavoastră, domnule Giugea, și vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnilor, aș vrea să comentăm puțin aceste eventuale viitoare măsuri anunțate de premierul Ludovic Orban. Obligativitatea purtării măștii în spații deschise, precum piețe, plaje, zone extrem de aglomerate, unde riscul de contaminare este destul de crescut. Domnule Giugea, cum vedeți o eventuală impunere a portului măștii, da, în astfel de situații, și care credeți că va fi feedback-ul populației în cazul în care aceste măsuri vor intra în vigoare? În momentul de față, noi, prin atitudinea pe care o avem fiecare dintre noi, inducem presiune atât asupra sistemului de sănătate, cât și asupra economiei. Orice măsură care se ia va afecta clar aceste două sisteme. Se impune respectarea regulilor minime, purtatul măștii, păstrarea acelei distanțe de securitate medicală, de asemenea spălarea pe mâini. Toate aceste reguli trebuie respectate, astfel încât nu putem să creăm acea
presiune extraordinar de puternică ca asupra sistemului sanitar, ținând cont că toți medicii, toți asistenții, infirmiere, în momentul de față sunt supra-solicitați, să ne gândim că din februarie încoace ei sunt într-o continuă stare de alertă. Absolut, domnule Giugea, dar prin ce mod se creează această presiune? Nu înțeleg prea bine ce vreți să spuneți. Cum se creează această presiune asupra medicilor, asupra politicienilor, asupra sistemului? Prin supra-solicitare, nu asupra politicienilor, că politicienii, în momentul de față, unii vin cu aceeași convingere manifestată artificial. Și majoritatea sunt în campanie. Nu există acest COVID. Eu le-aș recomanda să meargă la cele 2187 de familii unde s-au înregistrat decedații și să le spună că nu există COVID-ul. Inclusiv colegii domnului senator Bodog. Da? Ei cred, apare Varujan Vosganian și spune că nu există COVID-ul, Marcel Ciolacu, domnul Tăricianu și Varujan Vosganian crede că dacă Mirul a scăpat de procesele de la DNA și toate celelalte, îl scapă și de COVID. Domnule Bodog, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. Credeți că va fi de bun augur o astfel de măsură în rândul populației și, bineînțeles, în rândul opoziției, că mereu aveți ceva de comentat pe marginea deciziilor executivului? În primul rând vreau să precizez că domnul Marcel Ciolacu nu a afirmat niciodată că nu există COVID, ca să nu existe niciun dubiu asupra acestui lucru și cu atât mai puțin eu. Dar să nu poate mască, să nu ia regulă în considerare. În niciuna dintre intervențiile mele nu am spus că nu există COVID. Ceea ce vreau eu să vă spun este însă faptul că în momentul de față, practic, guvernul a pierdut încrederea populației datorită faptului că tot ceea ce s-a anunțat ca și măsură, tot ceea ce s-a anunțat ca și din punct de vedere al comunicării, s-a bazat doar pe frică, pe amenzi, pe amenințări. Ori populația nu mai poate să tolereze acest lucru și cred că în momentul de față este nevoie de o comunicare extrem de corectă și de măsuri concrete care să fie fundamentate. Care ar fi acelea, domnule Bodog? Purtarea măștii în spațiul public. Hai să discutăm despre acest lucru. Purtarea măștii în spațiul public ar trebui dublată de alocarea acelor măști gratuite pentru persoanele vulnerabile. Până la momentul de față știm că nu s-au acordat deloc. De asemenea, ar trebui, tot în același timp, ar trebui ca producția de măști la Romarm, care era anunțată cu surle și trâmbițe, ar trebui să existe, să pornească. Până în momentul de față știm că singurul beneficiar al unei măști produse de Romarm este premierul Orban. De asemenea, pentru a identifica în timp util, nu testăm doar în focar, pentru că guvernul testează doar în focar. Rezultatele combinate, dacă ne uităm comparativ la rezultatele testării aleatorii, adică persoanele care doresc să meargă undeva în concediu și se testează privat la cerere și rezultatele obținute prin testarea în focar de guvern, nu sunt superpozabile. Deci cred că ar trebui început acea mare testare națională care s-a anunțat tot așa cu surle și trâmbițe pe 1 iunie și care este, așa cum știm, zero. Nu trebuie să blocăm pe nimeni să facă testare. Orice administrator, orice, indiferent ce culoare politică are, președinte de Consiliu Județean sau primar, indiferent că o cheamă Gabriela Firea sau că îl cheamă Bolojan, poate să hotărască, indiferent de culoarea politică pe care o are, poate să hotărască să înceapă testare la nivelul comunității pe care o conduce, în așa fel încât să ne dăm seama exact care este situația și în așa fel încât să putem să izolăm persoanele bolnave. Dar ați fi de acord, domnule Bodog, să purtați mască? O secundă, domnule Giugea, o secundă, vreau să-mi răspundă la această întrebare, domnule Bodog. Ați fi de acord să purtați... Domnule Bodog, o secundă. Ați fi de acord să purtați mască și în spațiile deschise, la piețe, la plajă, după cum a spus premierul, că ia în calcul? Eu vreau,
Eu vreau să vă spun că eu port mască aproape tot timpul. Eu lucrez într-un spital în care masca se poartă tot timpul. Așa că, în plus sau în minus, că mă duc la piață și e un spațiu deschis, că port masca sau nu, nu știu câtă valoare ar aduce. Însă această măsură trebuie foarte corect fundamentată din punct de vedere medical. Deci în momentul în care se instituie astfel de măsură, această măsură trebuie instituită doar în zonele în care există focare dovedite, și trebuie explicat populației de ce este... Deci trebuie fundamentat. Altfel, populația va continua să fie neîncrezătoare, păi, și va afirma... La malul mării nu există focare dovedite, domnule ministru, pentru că lumea vine și pleacă de pe litoral. Nu se instituie acolo, nu se constituie acolo focare. Dar da, sunt în județele mărginașe. Aveți perfectă dreptate, însă dacă în anchetele epidemiologice care se întâmplă în București, în Focșani, în Pitești, oriunde pe teritoriul României, se constată că pacienții care au fost și au vizitat litoralul Mării Negre sunt cei care aduc și care fac boala, se poate lua astfel de decizie. Dar asta se ia doar pe baza anchetelor epidemiologice foarte corect făcute. Domnule Giugea, vă rog, voia să interveniți. Da, eu cred că domnul senator Bodoc, da, m-am obișnuit cu astfel de atitudine deja, nu prea trăiește prin România reală. Cunoaște o secvență a unui cartier unde stă dumnealui în Oradea, acolo unde stă, și atât, și nimic altceva, nu-l cunoaște ce se întâmplă la nivel național. Adică? Ce vreți adică, să spuneți? Adică nu știe că s-au dat la toate concursurile de evaluare, s-au asigurat măști și la bacalaureat, măști gratuit pentru toți participanții la aceste acțiuni, pentru ele, pentru profesori și personalul auxiliar. Și văd că preferă neapărat mască de la Romar. Mor să vorbesc cu ministrul Virgil Popescu să trimeată domnului Bodoc la Oradea un set de măști produse de Romar. Nu, eu mă refeream, domnule deputat, vine cu tot respectul, mă refeream la măștile gratuite pentru persoane vulnerabile. Pentru păi, domnule, ești, în primul rând, ești doctor de fost ministru. Mă refeream la acest lucru, domnule deputat, datorită faptului că am trăit să văd acest intrare în supermarket, pensionarii stau și așteaptă să schimbe masca de la unul la celălalt. Și asta este extrem de grav. Păi la supermarket operatorul economic este privat. El ar trebui să asigure, operatorul economic. Sunt supermarketuri, cel puțin în capitală, care oferă măști, domnule Bodog. Eu vă spun ce se întâmplă cu persoanele vulnerabile, care trebuiau să fie beneficiare ale unui program guvernamental anunțat, de altfel, și reglementat, și acest lucru nu s-a întâmplat. Ceea ce spune domnul deputat este adevărat. La examenele, la bacalaureat, la examenele naționale, deci au fost asigurate în România reală, dar asta e adevărat. Persoanele vulnerabile nu s-au asigurat, mă, și eu despre asta vorbeam. La persoanele vulnerabile, domnule Giugea, spune domnul ministru că nu ați acordat. Într-adevăr, e vorba de un program guvernamental care nu a fost implementat. Este un program cu fonduri de la Uniunea Europeană. În momentul de față se distribuie pachete de asistență pentru toate persoanele vulnerabile la nivel național. Primăriile sunt care distribuie aceste colete, nu le distribuie nici organizație PNL din nu știu ce localitate, nici primul ministru, nici ministrul sănătății, nu, le distribuie primarii. Primarii stabilesc persoanele vulnerabile și sunt cele care primesc acele pachete de asistență sanitară. Deci ajung măștile la persoanele vulnerabile? Bineînțeles, dar domnul senator probabil trăiește prea mult sub pulpana domnului Ciolacu și n-are capacitatea de exprimare a realității. Îmi pare foarte rău că faceți atacuri la persoane. Eu vreau să vă spun că sunt în Oradea și vreau să vă spun că am discutat cu primari și PNL și PSD și n-au primit nicio mască pentru persoanele vulnerabile. Zero. Asta este realitatea. Păi ei n-au primit, primarii n-au primit care sunt persoane vulnerabile. S-au primit măști și eu verific asta. Au primit și se distribuie în continuare mii și mii de colete cu materiale de igienă. Dar spuneți-mi un oraș, o primărie de oraș care a primit măști. Ca să pot verifica. Poate la noi nu se primesc. Craiova și toate primăriile din județul Dolj. Bine, eu voi verifica, să știți. Poate a cumpărat primăria din bani proprii. Exclusie pe program guvernamental.
E bine că am lămurit această problemă, dar credeți că este singura care a dus la acest haos general, atât în ceea ce privește starea medicilor care sunt de-a dreptul epuizați, condițiile din spitale, felul în care arată spitalele și după aceea cât sunt de aglomerate în momentul de față și, nu în ultimul rând, comportamentul românilor, pentru că asta ne îngrijorează în mod special. Domnule Bodog, doar faptul că nu se acordă măști gratuit a dus la această situație? Am spus că este un cumul de factori datorat diferenței mari între comunicare, între măsurile anunțate și exemplu personal. Pe de altă parte, aglomerarea spitalelor, țipăm despre aglomerarea spitalelor și despre faptul că nu mai sunt locuri în terapie intensivă. Să ne amintim că în urmă cu 2 luni, dacă nu mă înșel, urmau să vină în 2 săptămâni 400 de ventilatoare. Unde au ajuns aceste ventilatoare dacă în momentul de față nu mai sunt locuri în terapie intensivă? Eu pun câteva întrebări absolut legitime, la care nu primesc răspuns. Domnule Giugea, aveți idee unde au ajuns aceste ventilatoare? Acolo unde a fost nevoie au ajuns, bineînțeles, dar nu trebuia toate să ajungă într-un singur spital. Noi vorbim în momentul de față că toate sunt paturile de la ATI sunt ocupate. Ne mai auzim, iar domnul Bodog vine și mă întreabă unde a ajuns ventilatoarele. Păi dacă toate paturile sunt ocupate, înseamnă că acolo sunt folosite ventilatoarele. Nu e adevărat, domnule Giugea. Dacă stăm să ne uităm la raportarea inițială, la numărul de paturi care a spus guvernul că există la început pentru terapie intensivă și numărul de paturi ocupate, vom vedea că există o mică diferență. Și la aceste paturi, prin achiziția de ventilatoare, trebuiau să se suplimenteze 400 de paturi. Aceste paturi ar trebui să se vadă în statistici. Nu se văd. Ba, eu cred că v-ați citit prea din urmă, sunt date statistice vechi. Păi nu vorbesc despre date statistice, ci vorbesc despre comunicarea guvernului din fiecare zi. Cu numărul da, de paturi disponibile. E o comunicare prea veche unde v-ați uitat dumneavoastră. Actualizați-vă pagina de știri la partid. Să știți că sunt la zi cu numărul de paturi de terapie intensivă. Din informațiile mele, nu au ajuns aceste ventilatoare în România. Dar au murit în același timp. Dom'le, că la PSD, ventilatoarele pe care eu le-am văzut în spate, au fost cele aduse cu invazia COVID-ului. Nu cred că v-a auzit, domnul Bodov. Vă rog să repetați întrebarea. Ce atitudine are PSD-ul în momentul de față raportat la numărul de decese și numărul de noi infectați cu acest COVID? Că dumneavoastră până acum câteva zile ieșea și spunea la întreaga populație că nu e adevărat. Să iasă avocatul poporului acum și să spună, domne, îmi cer scuze familiilor celor care au decedat de pe urma COVID-ului. Asta ar trebui făcut. Și dumneavoastră, PSD-ul, președintele Ciolacu, să iasă să-și ceară scuze poporului român pentru atitudinea pe care ați avut-o. Îmi pare foarte rău. Responsabilitatea privind gestionarea crizei COVID-ului este exclusiv a Guvernului României, nu este nici responsabilitatea PSD-ului și nici altcuiva, este a Guvernului României, care în momentul de față este PNL. Pe mine nu cred că m-ați auzit vreodată spunând sau pe președintele Ciolacu că nu există COVID sau că nu există această afecțiune. Nu am spus acest lucru, iar în ceea ce privește responsabilitatea noastră, am făcut un subiect și predicat în momentul în care a ajuns legea în Parlament. Noi ne-am aplecat asupra ei și am încercat să scoatem toate prevederile care erau neconstituționale, în așa fel încât guvernul să aibă un instrument corect. Nu s-a întâmplat numai în România să facă abuzuri. Ați văzut probabil că și în Austria au fost declarate neconstituționale o serie de măsuri și acolo, credeți-mă, nu există niciun judecător numit de PSD. Așa că acestea sunt doar discuții colaterale care n-au absolut nicio legătură cu fondul. În momentul de față, guvernul României a pierdut din mâini hățurile în ceea ce privește gestionarea pandemiei datorită faptului că populația nu mai are încredere în guvernul Orban și acești miniștri de carton care nu dau exemplu propriu în ceea ce privește gestionarea situației. Da, vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru intervenție și comentarii. Trebuie să mergem în publicitate. Continuăm discuțiile cu Liliana Năstase.
Din nou în direct, continuăm dezbaterile în platou alături de mine, colega mea Liliana Năstase. Lili, referitor la acest anunț al premierului Ludovic Orban, din urmă cu foarte puțin timp, conform căruia masca ar putea deveni obligatorie și în alte spații decât în cele închise, la plaje, la piață, unde sunt aglomerări urbane. Bun, atât timp cât noi nu respectăm niște reguli care sunt deja în vigoare și mult mai blânde, dacă vrei, cum am avea pretenția ca oamenii, de exemplu, să meargă la plajă în costum de baie cu masca pe figură? Asta ar fi ultima. Regulile n-ar trebui respectate în funcție de ce pretenții avem noi, ci ar trebui respectate și punct. Nici n-ar fi trebuit să se ajungă, dacă se va ajunge vreodată la o astfel de măsură, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că sunt anumite locuri aglomerate, nu trebuie se văd cu ochiul liber, da, în care există riscul contaminării. Bănuiesc că nimeni nu își dorește să ajungă să stea prin spital sau mai rău, Doamne ferește, pe la terapie intensivă. Fapt pentru care persoanele care vor să fie precaute o fac și astăzi și o vor face și peste o săptămână și peste o lună. Persoanele care nu poartă mască nici acum, nici înăuntru, nici nicăieri, nu o să o poarte în niciun caz pe faleză. Și vreau să văd cum în weekend-uri, când sunt câte 200-300 de mii de oameni la mare, se duce poliția și ce face? Ia fiecare, pentru că la plajă nu cred că va fi cineva care să stea cu masca. Era vorba de faleză, am înțeles, că nu poți să spui să stea la plajă cu mască. Teoretic ar trebui să fie distanță între scaune. Regula există, nu se aplică nici în ziua de astăzi. Și dacă noi avem reguli de pe data de 15 mai, când am ieșit din starea de urgență și am intrat în starea de alertă, și avem reguli de pe 15 mai și nu se respectă absolut nimic, ne aflăm la un pas de 1 august, vorbim doar așa, ca să ne auzim vorbind despre faptul că am putea purta mască nu știu unde. Sunt lucrurile scăpate de sub control în momentul de față, Lili? Cred că este un cumul. Nu știu dacă sunt neapărat scăpate de sub control într-un sens sau altul, dacă autoritățile au pierdut de sub control. Nu. Spitalele, în schimb, au pierdut de sub control, nu pentru că nu ar fi, să spun, în stare. Gestioneze dar, situația. Dar realitatea este că noi avem un sistem de sănătate la pământ și orice supraaglomerare ar duce la o nefericită alegere între viață și moarte, pentru că nu avem suficienți medici, nu avem suficiente cadre medicale care să îngrijească mii și mii de bolnavi zilnic, pentru că deja sistemul este în colaps la puțin peste 1000. Imaginați-vă că dacă acest număr crește, pentru că nu văd o posibilitate de a-l scădea decât prin reinstaurarea stării de urgență, altceva nu există, ca să scadă într-un timp relativ foarte scurt, dacă se ajunge la 2000 pe zi, nu există medici pentru îngrijirea 2000 de bolnavi pe zi și nu există locuri în spitale. Nu mă refer neapărat la terapie intensivă, pentru că la terapie intensivă sunt ocupate 353, un număr absolut mare pentru România. Avem vreo 1000 de locuri, deci ar fi locuri la terapie intensivă. Doamne ferește să aibă nevoie cineva de terapie intensivă, însă la 2000 de oameni pe zi nu există loc în spitale. La 2000 de oameni pe zi înseamnă o testare care ar trebui să ajungă undeva la 50.000 de teste pe zi, pentru că toți contactii celor 2000 trebuie testați și asta ar însemna ca rezultatele testelor să se întârzie din ce în ce mai mult, pentru că nu avem capacitatea de prelucrare a 50.000 de teste pe zi, chiar dacă le facem. Nu avem capacitatea de prelucrare a testelor, nu de executare a testelor. Că de executare probabil poate să-și execute și 4 milioane într-o zi. Lili, mergem în publicitate. Din nou vreau să continuăm discuția și să tragem și concluziile acestei prime ore de dezbateri. În 2-3 minute ne întoarcem imediat. Din nou în direct pentru concluziile acestei prime părți a emisiunii.
Lili, suntem în prag de august și ne gândeam, practic, că aceasta va fi o perioadă de relaxare maximă. Exact ceea ce se întâmplă, dar fără COVID, că așa erau prognozele la început de pandemie. Iată că lucrurile nu arată deloc bine și te-aș întreba cum încotro ne îndreptăm și cum va arăta situația în septembrie, când se preconiza că vom avea de-a face cu al doilea val. Bine, nu sunt nici specialist și chiar dacă aș vrea să prevăd ceva, nu pot să fac acest lucru, pentru că, bineînțeles, de la începutul pandemiei m-am bazat pe declarațiile experților români și internaționali. Toate țările s-au îndreptat cam într-acolo, cum au spus specialiștii respectivi, adică scăderea numărului într-un anumit procent, ajungerea în iulie, august, septembrie într-un anumit palier. România, din păcate, nu s-a încadrat în acele previziuni, dar, repet, erau previziuni științifice făcute de specialiști, nu de ghicitori în stele. Nu s-a încadrat, din contră, din nefericire, am ajuns pe nefastul loc 1 în Europa și tot din nefericire suntem singura țară, cred, din Uniunea Europeană, care am fost, cărora ni se cer niște condiții drastice în aproape toate țările Uniunii Europene. Da, mergem în publicitate din nou. Lili o să rămână alături de mine și pentru cea de-a doua oră. Vom dezbate situația din mai multe județe ale țării care au ajuns la carantinare, la reintroducerea unor măsuri similare stării de urgență, pentru că pare că și acolo lucrurile au fost scăpate de sub control. După Iași, la Galați s-au reintrodus aceste restricții similare celor din starea de urgență. O să mergem și în alte județe să vedem exact care este situația și în aceste zone. Revenim la 14.